Salutare, mă băieți, și bine v-am găsit la un nou video, boys. Legit clipul de azi, nu e clickbait, nu e nimic. Legit e cea mai mare provocare, dar am făcut-o până acum. Și ideea e următoarea, știu că a devenit mimul. Bă, nu prea te-ai ținut de nicio serie, nimic. Dar a fost cândva, prin Cretacic, cam acum vreun an de zile, pentru ce care să mai vei, când eu chiar mă țineam de serie. Chiar mă țineam în serie din cauza la un om care mă futea la cap în continuu, hai să le facem. Adică nu că neapărat voiam eu. Acel om e aici cu mine, Megumin îl cheamă, nu știu dacă îl mai știți băieți pe Megu. E omul care m-a făcut să aduc trendul cu când ne jucăm pe Rusia pe YouTube. Bă, adevărat, dar chiar cu tine m-a jucat prima dată, nu? Da, what do you mean? Da, cu aia, legit, cu handicapatul ăsta m-a jucat prima dată pe Rusia. Bă, și vezi că a fost show. Dar în fine, ce vrem noi să facem? Vrem să începem o serie de live-uri, să fie și el live la el pe canal. Aveți link-ul acolo în descriere, o să fie de la 6 la 8. Și după, de la ora 8 încolo, o să fim live la noi pe canal. Când o să începem niște conturi, bă, conturile pe care ne jucăm în momentul de față. Și o să încercăm până când se termină sezonul. Mie mi se pare insane, mie mi se pare prea greu, nebunul ăsta aici că reușim. În 22 de zile, by the way. În 22 de zile, exact, în 22 de zile să... Bă, am uitat cu aia, am luat eu. Am uitat, am discutat ceva strategie la început, băieți, dar am uitat. N-are nimic. Așa, în 22 de zile să încercăm să urcăm 6 conturi master. Știu, acum o să ziceți, da, hai, las-o așa. Bă, cu aia, vedem, ăsta zice că 100% reușim. Bă, unul cel puțin, eu zic că putem. Aha, acum a căzut la 1. Gata, lasă-l. I mean, cel puțin 1. Bun, ideea e așa, pe live-ul lui el o să joace Evelin cu Rek'Sai. De fapt, stai mă, nu 1, cel puțin 2, că suntem 2. Da, cel puțin 2, deci... se reușește să... Vezi că vin. Dar nu e, dar nu știu, are... Nu știu, e frică. A dat flash? Nu a dat pe dracu să-l ia. Nu știu ce vrea să facă băiatul ăsta. E lost, efectiv. N-am nici cea mai mică idee. N-am mă rog să mă distrez pe top. Ideea e că eu o să mă joc Katarina pe live-urile mele și pe live-urile lui Megu o să bag ceva. Bă, ăsta pe la mine, pe mine, poți să vii? Nu, sunt top. Ok, lasă că... Acum vin. Stai să iau lui ăsta, Kenan, nu. Alo. Hai, vin. Așa. Bine, vin. Dacă fugi puțin. Mamă, bravo. Ce am făcut? Poți să vii? Da, vin cu Bila, dacă fugi. Bă. I'm here. Unde vii, mă, copile? Vezi că n-am eu. Ah, fuck, trebuia să-mi dau eu, cred că spatele tău cu aia. Da, acum te bade și pe tine, fuck, mai bad cu aia. Sau? Nu, vine și Gnar. Am încercat-o. Eu whatever. am încercat-o cu aia acolo, am încercat-o. Fula pe așa. Numai? Cu furici, ești nebun, bagă-te full AP. Am încercat acolo. Trebuia să-mi dau eu pe tine, să n-am putut să mai dea hit după mine și cred că îl băteai. Yeah. Sincer. Yeah. Cred că îl băteai. Bun, o să fie mult mai greu chat în timp ce încerc să vorbesc cu voi, să mă concentrez aici. Așa, bun. Ideea e că v-am zis, o să încercăm să urcăm 6 conturi master. Vedem dacă o să ne iasă. Iar după când începe, noul split. O să încercăm să facem un bet în care vedem cine reușește să ajungă primul, ori master, ori challenger, nu știu, o să vedem cât mai sus. O să vedem, da, o să vedem exact atunci care o să fie, pentru că ideea e și Megu are un server de GTA, practic, pentru că la el e pe RGMP. Mă rog, în fine, server de 5M, că mulți sunteți obișnuiți cu termenul ăsta. Și eu și practic facem un bet între servere. O să fie tare cu aia. Lasă-l open, lasă-l să pușeze. Dar nu pușează, cred că o să, nu știu. I mean, pușează for sure, dar e băia Q un wave mai devreme, nu-l mai băga. Stai, las hit, dă-l dracu. Mamă, bă, dar... Uite cu aia e. Hai pe bot hai, acum. Hai. Asta vreau să zic, hai mai bine să ne batem doar botlane, nu să ne mai ducem. Mamă, stai să vezi că-mi iau mobi. Opa, hai că prins double, prins. Da. E și Viego acolo. De asta îmi place cel mai mult Katarina chat. You got this, come on. Nice.
De asta îmi place cel mai mult Catalina, pentru că sincer Catalina e unul dintre campionii care nu contează cât de mult haras ți-ai luat pe lane, nu contează cât de mult bully ți-ai luat, câte wave-uri ai pierdut, un singur fight bun și ai intrat tot meciul. Mă jur cu aia, ăsta mi se pare campionul. Doar că da, trebuie să joci bine mecanic. Bun, hai să ne concentrăm aici puțin. Da, și ăsta e, ăsta a fost avantajul practic de la Tecmai Fury la în Prime, când chiar mergeau chestii, știți când a fost chestia. Dar chiar mă, că noi atunci jucam în perioada în care am făcut eu brancunul pe Casadin și toate nebunile, nu? Da. Da, acolo. Bă, nu știu sigur dacă, a fost acum un an. Ba da, că ne-am uitat acum, vreun an jumate. În când vreun an jumate. Când aveam în titlu rank 6 Casadin, încă ne jucam două, deci acum. Dar și acum 3 ani ne-am jucat, actually. Da, înainte 100%. De, da, înainte de toată nebunia asta. Lasă-mă că să facem. Nu știu dacă mai e cum pe Rusia, că sincer am putea să încercăm. Da, mai am unul. Am putea să încercăm nebunia. Mamă, mai trebuie legit 2 milioane cu aia să fac level 6. Deci dacă am făcut un kill, am făcut level 6. Stai puțin să iau. Ia de un pe mine și eu XP de la ăsta. Bă. Nu știu dacă. Ba da. Nice. Ba da. Na, bă, da, cu aia este incredibil. Mamă, dar nu mai am eu acum. 6 secunde. Vezi că nu cred că câștigăm aici. Saba? Da, e... Că nu pot să cred cu aia, că a scăpat cu 10. A, nu? Doamne, dar ce bine joci. Ia vezi dacă putem să ne întoarcem. Nu. Hai pe mid. Fuck it, hai mid. 2 secunde, să mai fură niște farmici de mod. Bă, da, ce are cu aia, așa. Hai direct pe mid. Dacă vin acum. Dacă forțau ăștia mai mult, îi băteam iar. Mamă, dar Vigor are multe kill-uri. E smurf, nu lasă gata. Da. Du-te. Mă duc. Hai că e mort. O să pună cușca pe mine. Cred că îmi dau un tap. Mamă, ce cușcă bat pune. Nu, vezi că iau. Da. N-aveam lucky. It's fine. Mă cotează cu aia. O să, e Vigor pe partea de bot side. Eu zic că e aici. Nu. Uite. Ai văzut? Uite, nu l-am văzut, dar zic eu că s-a pus să-și facă toată jungla de pe bot. Deja am învățat cum funcționează ăștia, mă. Da, nice. Tempul la mea, ce i-am făcut la asta. Hai și pe top, hai și pe top. I-am rupt mâinile cu aia. De asta zic că o să fie super fun cu aia jucându-mă Catalina, doar că vă dați seama, în timpul la tot grinding-ul ăsta de-l facem și pentru voi și pentru viewer, că să fie interesant și tare să vă uitați la noi jucând exact prin diviziile voastre. Tacheză, ha? Da, așa. Ha. E irrelevant. Mă rog, da. Nu contează. O să fie super tare uitându-vă la noi când ne jucăm, când trecem prin toate diviziile, pentru că practic vedeți cum jucăm prin toate diviziile și de ce pula mea, după aia poți să te uiți foarte ușor, bă, de ce dracu câștigă ăștia și de ce pierd eu. Și în același timp o să fie super fan și pentru mine, pentru că efectiv o să, în sfârșit o să învăț campionul ăsta, jucându-mă atâtea meciuri, e imposibil să nu-l învăț. Și pe lângă asta v-am zis că când o să joace Megu, eu o să joace campionii lui de Hypercarry, când o să joace pe live la el, ca să vedeți două povuri, da, de Hypercarry, pentru că el o să joacă Evelynn și Rek'Sai. Deci, așa că Savitare, dacă vezi clipul ăsta, în sfârșit ai și tu la ce să te uiți. Nu cred că îl mai prindem. Da. Sau? Da, e prea departe, e prea deep. Ia. Oricum, în mare parte, uite-l pe acolo. Am eu și o red buff. O să vină la mine, cred. La o secundă, Jad. L-aștept pe Veigar să încerce. Nice, minion. Nice. Vezi că e la... E la red-ul lui, acum, cred. Hai că vin și eu. Cred că e prin red, dar numai că eu am super puțin HP. O să vină pe tine. Am la play tu. Da, uite. Sunt aici. Facem asta. Al meu frate. Săracu. Cu aia mi-a luat tot wave. Wave-ul meu frate. Cu așa jungle n-ai nevoie de dușman nici nebun. Eu suntem împreună. Întreabă Veigar. De fapt nu, Viego. Pe med, îți dai seama săracu. Și eu aș fi med cu aia. Nu, îți dai seama că ăla are 6-3 chat. Voi vă dați seama, dacă mă duc direct pe botlane, vă dați seama că ăla e efectiv face 1v9 în jucătorii ăștia pe aici și a venit Tecmai Puli, ești nebun să începe să înceapă să dea pe ei. Ia, stai. Hai pe top. Stai că sunt, da, stai că vin după. Mă, că Gnaro duce binișor, pare. Hai băieții mei, băgați-vă.
Wi-Fi legit dacă se bagă ăștia. E acolo, e acolo, e nimerit-o. Oh, nice. Nice, așa. Hai, pe mid. Hai că vin acum pe mid. Bă, momentul e la locul lui cu Catalina, nu-s chiar pleb, știi? Dar... Stai. Cred că are ori pe mine, mă. Ah, ok. Dar are ori pe mine, că s-a dat... Că s-a dat în spate direct. Că n-am venit. Hai, ia uite-l pe ăsta, unde? What? Hello? E neb. Dacă ajungi cumva, prin minune. No. Am dat de one tap, dacă mai stăm. Na. Avea rău. Bă, eu zic că vine... Eu uite-l pe aici, fuck. A, da? Na, băga mea și pula cu ei ăla. Bro. Hai să dăm asta. Da, așa. De fapt, nu. What? Ce? Nu și-a dat reset. Are boală. Da, dar ia wave ăsta. Dacă nu mai am minion să te închezi. Da. Că te mai spate. Hai că mai mușcă. O să vină și Viego. Cred, 100%. Bine. Cred că e în Drake, sincer. You think so? A, nu, e la mine. A, da? Hai că vin, vin, vin spre tine. Mi-a dat un tap. Îl bas, că sunt squish și bate și pe ăla. Dar nu cred că mai... Nu s-a dus, s-a dus. Nu mai stă cu aia. Bă, dacă dă fan, mă jur că e prea... Eu acum înțeleg cu aia pe ăștia de ce joacă în continuu Catalina. E mult prea fan cu aia să sar peste tot, dar... Mă rog, trebuie să și știi să apeși pe butoanele astea, da? Da, pare amuzant rău de tot când te videzi. Bă, e amuzant. Eu nu știu, asta am zis ieri pe live. Eu nu știu cum reușești tu de exemplu, cu Evelyn. Mie mi se pare aproape imposibil ca să care mergi cu Evelyn. Bă, nu știu, eu îi bat, dar nu... Trebuie să te juci în jurul pasivei. Efectiv, pe lângă pereți. Nu, dar nu e atât de braindead cum e, nu știu, Catalina. Nu că Catalina fi neapărat braindead, dar e așa gen... Știi, am făcut multe kill-uri. Mă duc, îi bat pe ăștia de umăr. Bă, e același concept, actually. E mai ușor pe... Vezi că... ok. Mamă, cât HP îmi fac, what is this? Gata, hai că mă duc repede bază. Uite, deci uitați-vă și voi câte wave-uri am pierdut pe mine, dar e irrelevant, nu se pun. Stai că mă duc repede bază. Și după aia... Mă, ce vrea ăsta? Alo. Să nu-mi mergea eu, boys. Nu, și ăsta... Puțin ajutor cu aia. Vin spre tine. Stai. Bă, să fie mai tare, că te prank. Joci Rek'Sai în loc de Nunu. Acum nu avea Nunu pe convoi, trebuie să-l cumpere. Da, mă, și mie un minion. Nice. What is this? What the fuck, why? Go in. Da. De fapt, whatever. Da, nu iau dragonul. Hai că eu oricum un pic mid-ul. Și o să încerc după aia să iau și taurul ăla. Poate prind full plate-ul. Dacă crezi că stă Veigar? Nu mai stă. Nice, am prins full plate-ul, boys. Nice, perfect. S-au transportat, am mult XP. Mult XP, doamne, mult gold. Uite, și pe 3 și ăla-l văd. Yeah. Da, what? Ce? N-am dat Q, what? Nu, nu l-ai dat. Ce facem asta? Hai ca tanchezi. Tanchezi pe dracu. Nu. Ha! Well... What? Baited. Am murit de la ce? Cred că am murit de la... Tower shot. Pretty sure. Că n-aveam de la ce să mor efectiv acolo când mi-am dat flash-ul. Chiar nu aveam de la ce să mor. A fost puțin bait de la mine, e ok. Da, nici eu n-am știut. Bă, cu ei, mă jur că am apăsat Q. Cred că am apăsat Q, dar de fapt a ieșit din vision aia. Și când ai ieșit probabil. În vision, nu știi? Da, nu s-a mai dat. Că ai văzut că eu mă așteptam, m-am întors special după ăsta, după W. Da. Hai că mă duc repede pe mine. S-a prins să-l bă pe Veigar ăsta. Ce ai fi dat de la ei? Bă, că Zira ai fi dată, deci lua aia. Viego, maybe not. To be honest, nimeni. Îl prinzi? Nu, e și-a dat flash. Îl prindeam, dar și-a dat flash. Hai, top. Sau hai, lăsa-mi pădure aici. Hai. Că ăsta probabil suge bază cu Veigar.
Da, uite-l. Era acolo? Da, aici. O să jur că nu ne-a văzut. Ia, vino, vino, vino. Bă, nu e bine că vine. Uite, uite. Ești nebun. Fuck off, man. Hai, vino ca, că s-au spus aici pe junglă. E aici, ia-ți ăsta repede. Bă, vezi că vine botul. Da. Și eu sunt... Nu te știe. Nu cred că mă știe, nu? Du-te pe sus. Ah. What? Cum a nimerit pe mine? Între toți, bro. Da, hai să ieșim de aici. Sau hai post. Nu, hai să plecăm de aici, că e jale. Baftă. E jale ce se întâmplă. Zirea aia de mult de mici. Ia, yeah, wave-ul, hai pe top. Bine, hai pe bot. Da, uite și pe bot ce se întâmplă. Ce că bine, hai bot. Hai pe bot, direct. O să vină ăsta, să ia... Uite, să duce la scatul, să duce aici. Crezi tu? Mhm. A, e la Grom. Am auzit cum i-a dat una. Aaaa. Ei. Opa. Fuck. M-am dus. Da, măcar am mai făcut să mă duc. Ideea e că noi oricum îi alergăm pe ăștia mult prea mult, că nu... Nu stau morții lor, nu știu ce... Bă, cred că îmi fac Wisen, sincer. Da, poți, da, poți. Fără mișto. Cred că ar fi good. Păcate. Cu job nu. Ba, dar ăștia ce cred că am pierdut meciul sau nu da. Ce credi. E whatever. Da, efectiv n-am avut în momentul ăsta Virgusos aici. N-am avut în momentul ăsta și noi absolut niciun fight în care efectiv să ne batem, doar îi alergăm pe hartă. Am 78 CS efectiv, numai luând camp-uri și wave-uri. N-am făcut încă 100. N-am făcut încă 100. Cred că o să fie la Herald să ai grijă după. Cred că e. Nu e. Nu, înseamnă că e la red-ul lui sau ceva. Da. Eu oricum iau wave-ul instant. Hai top. Vine acum. Nu mai stă. Mamă, dar niciunul. Uite pe Viego. Asta-l să vină el. Aștept. Ia. Aștept să văd ce se mai întâmplă. Pa, pa. Mamă, coai, pe bune. Se pare vorba ta, coai, ireal, ești nebun. Te descurci, nu mai ești mai trăiesc. Da. Bun, am dus iau asta. Uite botul, dă-i push la wave și hai pe bot direct. Du-te direct. Nu mă duc, de ce? De ce? Și că du-te direct, coaie. Las că mă descurc și eu aici, nebun. Bă, cred că îl prindem pe ăsta. Aia e noștri de pe bot lane. Nu știu când se oprește. Ia, hai pe aici. Vino pe aici. Vreți să le facem dive? I mean, why not? Ma. Sunt bine. Stai, așteaptă Herald-ul. Dar nu... Da, nu mai am. Ah, close, aici. It's fine. I-am dat lula la toate, dar mi-am pierdut un dagger în spate. Asta a fost unlucky. It's da, fine. Ah, lul, am luat și asta. Bă, da. A făcut ăla... Bă, ăla e cam ahead a bit. Da. Trebuie să-l batem pe ăla. Dar ciogat... Mamă, ciogat al nostru... Bă, ciogat e foarte are... ahead. Aproape 10 CS pe minut în cava și gura voastră, își trăiește meciul vieții lui acolo pe top lane. Coai. Jungle Div. Nu, Jungle Div. S-a supărat Gnaru. Hai repede în Drake acum. Da, nu l-am luat. Well. Hai că mă duc și repede pe minte. Bă, dacă eram tank, cred că puteam să fac Baronul solo. Da? Fără mișto. Îi spawnează red-ul și astea acolo să ne întâlnim cu toți. Cred că putem să ne ducem la red-ul lui. La Baron? Nu, la red-ul lui. Că îi prindem și bate pe toți acolo. Haide. Diego, că e bot lane. Hai bot lane. Hai Baron. Fuck it. Bă, eu cred că... Îl bat. Eu zic... Stai. Bine, du-te. Ok, s-a usat acolo.
N-am o coaie pe bune. A avea o oră, cred că pe undeva, nu știu care e faza. Probabil. Chiar faci baronul, mă? Da. O coaie aici, e bună. Bine, nu pot, că sunt full AP. Am nevoie de ăsta să-mi tancheze. Dacă îmi tanchează ăsta... din vreo 7 Q-uri îl bat. Dar tanchează-l. Vigurel în junglă. Ia nice. Aici schema de Katarina main. E rar. Da, tempul la mea, na. O să sar. Cum ar fi să rate Smite Q? Mi-am pus la... bravo. Mi-am pișat pe el. Dar acum am putea să sărim și pe ei. Uite pe acolo. Pe mine? Ok, bate, bate. Nu pot să... Aaaa, okay. Dacă venea ultima ta, Serafit, un pic de tot mai devreme, puteam să arcea. Cât mi-am luat? E bottom match. Da, vezi că a fost huge, ești nebun. Așa e să sară înapoi, mă, cați și dacă m-am dus, nu mai am o limită, ești nebun. Vezi că stau după ei. Nice. Nice. Vezi că e tare, ești nebun, am întors tot meciul. Bă, oricum, ce build a făcut aici cea pe Katarina. Bă, acum merge un Rabadon, sincer, să le dau one shot. Go for it. Mă, ce ai? O să te build-ul. Ce părere ai de build-ul ăla de tank gen, efectiv, Katarina? Bă, nu l-am care te să joci cu Borg, cu Witsen și după aia te joci full tank. Nu era old build sau încă se joacă? Are 73% win rate în Master Plus. Dar are super puține meciuri pe el, gen, de-aia nu. Hai, hai vinu-ți pe mine, că poate cine știe, poate întoarcem ceva? Hai încă. Nu, am vision, coaie! Nice, și okay. Pe ăla. Ah, l-a mușcat ăla. L-a mâncat de gât ăsta. Bă, it's fine, 19 kill-uri. Aia, putea și mai mult, dar eu mai obosit acum. N-are nimic. Bine, au și ăștia o echipă de... de puține, de bun. Las că le luăm în echipă. Și putem să plecăm acolo. Ai top wave, ai bot wave, campuri, ce vrei tu. Nu, eu vreau să mă duc bază. Eu nu știu de unde am 100 CS. Nici eu nu știu de unde dracu am farmat. Că m-am bătut tot meciul, ești nebun. Deci am împărțit amândoi wave-urile de pe mine și atât. Eu da, nu știu da, de unde am. Legit, legit, am împărțit doar wave-urile de pe mine, unul altul. Ok, acum cred că trebuie să stăm numai pe jungla lor. Să nu lăsăm să mai facă nimic. Și poate va are un fight de la spontan în care pot să mă bag. Bă, vezi că e mai tare Katarina la one hit, adică nu știu, îmi place mie. Da, de acord. Îmi place mie gen build-ul, dar cred că... opa. Da, fugit ăla. A adus rec. Ia vezi acolo. Da, e pe zralul nostru. Coi, ce a făcut zralul nostru? Int. Ce să fac? Vezi că mă duc să pușez wave-ul de pe bot. Pe wave mare. Dota. Și după aia cred că luăm baron. O, dragon, pardon. Ia vino mid. Vin, 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 să-mi băltăm. Hai, hai. Da, joacă la mișto așa slow. Că mai durează până. N-are cușcă. O să-l oflești pe se perete când e. Nu, o să bagă ăștia cu aia. O să mă bag eu. Ia vino cu. Mi-a pus mie ori. Hai. N-are hook. Meh. Aaa, dar Redman mortis eu. Mau. Da. Vezi că i-am jucat frumos acolo, dar... a, ești ok. Câte să facem viața să dacă e... bă, vedeți că chiar joacă ok, ești nebun Viego ăla. No joke, n-am... că i-am zis la Caterica că e smurt, dar... cred că chiar e altul pe cont. Nu, fără mișto, nu prea văd ăștia jucând așa. Am jucat ok. Prietenul ăla de Diamond. Da, mă jur. Mă jur, e prietenul ăla. 400 gold mai trebuie. Stai frate în bază. Oricum de câștigat. Da, hai că e bun acasă dacă stăm 400 gold în bază. Termină meciul pula mea. Mamă, mai ținut de fapt, știi videoclipurile alea pe YouTube din afară când
erau runele vechi și se juca comandantul Cartus și chestii de genul. Ash. Le făceai gol din ultă și chestii. Da. Jesus. Gol per second. Da. Pe rune. Da, așa, lasă-mi mie ca să iau, ca să-mi iau mai repede Rabadon, că oricum îl luam amândoi. Ia-l, frat. Bine, ia-ți-l. Da. Nu ai terminat ăla? Nu sunt obișnuit. Ba da. Ok, ce face ăla cu aia pe mine? Bă, n-ar trebui să dai inviego, că are Malmortius, atât îți zic. Da. Păi îl băteam acolo dacă ne avem omul. Dacă? Hai să dăm bot. Ah, ia, Viego. Vino acolo. Mamă, ia vino acolo. Ia uite, mamă ce cușcă. Dar mai murdă-te morții, mătii. Nu, am, da mă, point frate. Click, da, frate. S-a pișat pe morții mei, ești nebun, a apăsat pe un buton. Bă, vezi că a fost ok, ești nebun, am scos 3 oameni. Cred că ați terminat meciul. Aici. Da, e over. E over. Bun, boys, și cam asta e overall ce vrem să facem pe live-uri. Care începe fix de astăzi, de când vedeți voi clipul. Aveți în descriere canalul lui Megumin, el o să facă practic live primul, că nu prea avem, nu știu exact cât o să țin eu live-ul ca să, știi? Ca să fiu eu practic primul, dar oricum ușor o să-l descoperiți, aveți canalul acolo în descriere, o să facă, v-am zis, cu 2 ore înainte, de la 6 începe nebunia, de la 6 până seara târziu, eu am zis că până la 10, dar o să depindă foarte mult cât de mult ne întindem, dacă mai avem chef să jucăm, cum îl știu eu pe ăsta, o să jucăm ceva, oricum. Vă așteptăm pe live-uri. Și o să vedeți, efectiv e din nou prima serie de care o să mă țin, pentru că dacă se ține ăsta, mă țin și eu, că n-am cum, că nu mai scap de el cu aia. Hai, v-am pupat și ne auzim de la 6. Pa, pa!